Sunt Ionuț Dulămiță și vă prezint, împreună cu Paul Brazu și Mihai Lucaci, Arhiva de Sunet Timișoara. În noul sezon despre Timișoara, explorăm spațiul cultural local, cu precădere cel muzical, cu perioadele sale de glorie și de decădere. La 16 decembrie, după calendare, era preziua sfinților strămoși. Am vorbit cu muzicieni și cunoscători ai fenomenului timișorean pentru a înțelege istoria recentă a orașului și muzica produsă aici. În acest episod vorbim despre momentul Revoluției și primii ani de după, cu un val de deziluzie, dar și de efervescență. Noi scene culturale iau naștere, iar infrastructura existentă este folosită de tinerii acelor ani pentru a-și exprima opiniile într-un mod cât se poate de direct. În anul 1989, o schimbare se simțea în aer. Ilie Stepan, fondatorul trupei timișorene de rock Pro Muzica, ne-a vorbit despre un concert special din luna noiembrie a acelui an. Pro Muzica! Concertul, cum am spus, a avut loc în noiembrie, în jur de, cred că 18 noiembrie. Un concert foarte ciudat și prin... ciudat, nu prin felul cum se comporta băieții cu cenzura, că erau obișnuiți cu ăștia. Ciudat și pentru, deci pentru acceptul care s-a dat de a se ține acest concert, ciudată și știu eu poziționarea celor care Comitetul Județean UTC, factorii care conduceau atunci cultura în acel regim și care mai aveau o brumă de discuții cu noi, apropo cu trupele. Trebuie să știm de la bun început, o să ajung în alta, dar în cadrul aceluiași context. Muzica rock și trupele rock care aveau o notorietate, deci noi aveam o notorietate, asta este adevărul, nu mai umbla miliția să ne tundă și să ne taie pantalonii cum, jos acolo, că erau pantaloni evazați în anii 60-70. Da. Dar umblau băieții cei superiori milițienilor, adică erau securiștii, că erau mult mai cu metodele așa mai nevăzute, mai umbrite, mai pe ocolișuri, mai etc., supraveghere, etc., etc. Simțeam și lucrul ăsta. Concertul l-am cântat, da. Într-adevăr, cu condiții ciudate, apropo și de lumina aprinsă în sală, jumate de concert am cântat cu lumina aprinsă în sală, ce să spun, se simțea o atmosferă foarte apăsătoare, așa, între piese sau înainte sau după. Concertul, ca și reverberat de public, a fost foarte, foarte puternic, publicul a fost foarte, foarte bine țintit la ce am cântat și simțeau și ei, probabil, tot ce simțim și noi. Atunci, începând din 15 până în data de 22 și după aceea, când au murit mai mulți oameni decât până în 22, deci când s-au întors, așa zis, armele. Da. Și a fost am compus-o eu, versurile le-a scris criticul literar, prietenul meu de viață și al nostru și textierul promuzicii foarte, foarte mulți ani, Mariano Dangiu, a scris versurile. El îi modez, zice, hai să spună textul piesei, așa, și
cel puțin, da. Dar și el, și textul lui, și muzica, s-au născut așa dintr-o suflare, ca la un dicteu. Din punctul meu de vedere, acum vorbim despre muzică, este... Eu sunt, așa mă consideră, mă rog, și apropiații și unii care mai și râd așa, nu de mine, râd așa de perfecționismul meu și da. Că lucrez foarte mult. Asta, piesa Timișoara, lucrez foarte mult la elaborarea unor teme și le țin și le... Așa, piesa Timișoara, la piesa Timișoara nu aș mai schimba și nici nu am schimbat nicio virgulă muzicală. Cum s-a născut, așa a rămas. A fost ca un dicteu. Timișoara, au coborât în stradă frica, deznădejdea și speranța. Speranța cea din urmă, libertatea. Noi nu plecăm, noi vrem să fim. Nu suntem lași, nu suntem hoți, chiar dacă ne cușcați pe toți. Noi nu plecăm, noi nu murim. Noi nu plecăm, noi nu murim. Noi nu plecăm, noi nu murim. Noi nu plecăm! Singura mea lucrare muzicală în care n-am schimbat nimic ca atunci când am scris-o în perioada 27-31 decembrie, atunci a scris că se trăgea, vorbeam cu Marian, am și dormit la el într-o noapte, că, mă rog, am cântat și în balcon opere în 20 decembrie, da. Când încă ce au scris la putere și eram la Marian, după aia am mai vorbit că era telefon, el a scris textul și încă se trăgea pe străzi, era situația încordată încă. Am înregistrat-o în ianuarie undeva, dacă nu mă înșel, între 4 și 8, o perioadă acolo, la București. De ce? Că era singurul studio performant. Cât de cât avea televiziunea română, un studio muzical, unde... sau poate prin 12, de la începutul an, nu mai rețin exact, era studio muzical care era performant. În România erau 3 studiori performante, e mult spus. Era rău cu problema asta, adică el era cel mai bun. Am înregistrat piesa, am înregistrat-o în studio muzical al televiziunii române, cu trupa Promuzica și la corul, cu Timișoara, corul la mare, au cântat cu noi și parașutiștii care păzeau televiziunea, obosiți, cu nedormiți săracii și cu vocile alea așa nedormite și asta, au cântat și și-au dat o culoare foarte importantă refrenului, au dat așa acea patină necesară și credibilă și cu mare, mare conotație de feeling acelui refren cu Timișoara. Așa s-a scris această piesă care, spre bucuria mea, la ora actuală, mi-a fost solicitată și am cedat-o deocamdată, fără nicio pretenție materială, ca și imn al orașului Timișoara. Începuturile rock sunt rememorate și de Ovidiu Mihăiță, actor și membru al trupei Haos, care a cântat și în Negură Bunget, Umbre zidite sau Dor de duh. Se pare că riful de chitară a fost marcant pentru tinerii timișoreni și datorită lui Ilie Stepan. În conștiința timișorenilor, care oricum era un oraș mai rock, din cauza deschiderii spre vest, a venit celebrul moment 90, în care primele două discuri, mă refer la discurile de vinil, dar cred că nici nu erau alte tipuri de release-uri atunci, că nu prea mai ieșeau casete, pe Electric Cord mă refer, au fost unul din Timișoara și unul din București. Deși niciuna dintre ele nu sunt produse în țară. Celebra Timișoara Ilie Stepan Promuzica, care este un disc scos în Austria, era cu chitară cu distors. Deci era, chiar dacă un pic pop piesa, bă, era rock. Deci dacă stai să asculti și toată lumea fredona chestia asta, a devenit un fel de imn, ceea ce era o super chestie, să apară un imn rock după Revoluție. Toți aia care n-au putut să-și lase plete 90, dădeau din 2 cm de păr. Și
după care a apărut, dar din păcate România n-a avut ecou și s-a găsit foarte greu, a apărut un split tectonic cu pansament la Tiananmen, o casă, dar ăla a apărut în 500 de exemplare numai worldwide, din care 100 au venit în România. Ceea ce cine a avut noroc să-l prindă în librărie la vremea aia, eu am unul acasă, de exemplu, dar primele release-uri atunci, în 90-91, se vedea că toți au dat drumul, adică, domnule, se poate. La fel cum a început și presa și marile afaceri și tot ce vreți voi, la fel și unii în muzică au zis, acum e momentul. Disoluția comunismului nu aduce pentru toți schimbarea mult dorită la început de 90. Asta se manifestă și în muzică, unde sentimentul de nemulțumire față de prezent alimentează subculturile care iau avânt, inclusiv în Timișoara. Ilie Stepan și Vlad Guran de la trupa de punk Gurani marchează momentul. Dictatura comunistă a fost înlocuită după 90 în această țară de dictatura financiară, care spune cu mare avânt, pune în practică puterea și în domeniul muzicii, chiar și a muzicii moderne. Păi na, mergeam așa pe libertate și na, pe lângă refulare era și libertatea și era foarte mult na, influența asta din vest, cum, na, probabil că de aia la Timișoara a fost mai accentuată pe vremea aia, că era primul pas. Veneau foarte mult și din Belgrad, aveam prieteni care veneau na, cu trupe, organizam concerte, am început să, eu știu, învățăm cumva din ce în ce mai mult să vedem, na, să facem, să punem un pic și politică în refularea aia. Da, era începutul capitalismului în România, trebuia să fim împotriva capitalismului, cumva simțeam că nu neapărat e drumul cel bun încă de pe atunci, cu toate că în România pe vremea nu prea. Dar te întrerup un pic, erați într-o poziție ingrată, asta vorbeam și cu Rocco, de exemplu. Erați și anticapitalist și anticomunist. Și... Da, da, păi asta era. Nu știu cum mai puteai revendica stângism, adică în contextul ăla, mai ales în Timișoara, care e orașul martir prin excelență și startul revoluției și da, cum ați trăit-o pe asta? Păi na, noi ne consideram anarhiști, adică nu eram nici cu nici cu dreapta, eram cumva cu libertatea, să zicem așa. Cred că și în mod natural a venit și peste noi black metal-ul ca o binecuvântare, că era mai rău decât tot ce se făcuse până atunci și noi căutam să fie cât mai rău. Adică după ce ne-a ținut la lanțuri, așa aveam nevoie, punk-ul deja nu mai era o chestie. Eu punk am ascultat în clasa 7, aveam tricou cu Sex Pistols, deja mi se părea o glumă, adică chiar și acum sunt super fan câteva albume de punk, dar mi se pare că în muzică s-au făcut chestii mult mai extreme, de care eu am nevoie ca ascultător. Știi, și cred că vine și din chestia asta, știi, că au stat foarte mulți. E interesant, știi, că devine politizată treaba în privința black metal-ului și la... N-ai zice asta la prima vedere, știi? Deci doar că sunt niște nebuni care au vrut ei să se dea sataniști, să scrie cu sânge de pisică prin o budă, ceva, 666. Sub lovituțe,
până să ajungă Inca, să fie Inca, să avem așa, se făcea foarte mult prin organizația studenților. Și Ștonianul, de exemplu, era făcut în beciul Universității de Vest din Timișoara, cu scule luate de prin organizația studenților, ca și o serată pentru studenți. Asta era cumva... Na, s-au găsit cumva mijloace să se poată face. Și Horațiu ăsta, Horațiu Hot, el a fost inima, că el era director adjunct acolo și na, el o pus foarte mult. El și mai era și Dacian ăsta de la Tonian, care el a venit cu ideea. Și, să zicem așa, el era creierul și Horațiu era inima. Okay. Da, dar prin ei am reușit foarte multe, na, și locuri din astea de concerte, când făceam într-un loc sau altul, eu știu, pe la Bastion, pe la restaurante, unde se făceau normal nunți, mergea prima oară Horațiu cu, na, noi suntem de la organizația studenților, aveam cumva o intrare. Am vorbit cu Horațiu Hot, fost lider al Sindicatului Studenților din Timișoara, despre începuturile Underground Festival și coagularea unei mișcări subculturale în jurul unei organizații studențești. Când am intrat în 100, erau protestele alea, erau proteste undeva prin 94 sau 95, totuși, cred că 95. Mă rog, se scoteau toate reducerile pentru studenți și din astea. Și era o stare de spirit. Eu, taică-mi era la CFR și aveam permis CFR, mergeam pe gratis. Și zic, hai că dau o fugă până în București, acolo erau protestele, mă duc până acolo, văd ce e, mă întorc, mă stau ziua, mă întorc noaptea cu trenul. Era la LSUB, era întrunire, discutau ei la facultatea de drept, cam ce măsuri să mai ia, cum să se facă protestul. Mă zic, mă bag și eu în seamă pe acolo, adică în seamă. Zic, mă duc și eu pe acolo. Un tip, eram un tip mai timid și n-am aflat cam ce s-o hotărât. Și dimineața zic, mă duc acasă, am ajuns în Timișoara dimineața, ăștia de pe la 100 habar n-aveau ce se întâmplase la București, nu, telefoane erau din alea fixe, mai erau blocate... Le zic la ăștia, păi dar asta s-a luat decizia seară. Când m-au văzut ăștia, păi de unde știi? Păi zic, uite, am fost la București, nu știu ce. N-a zice, hai la 100, că aici mulți ori fost, ori plecat, ori abandonat protestele, nu știu ce. Și am ajuns cumva direct în conducere și așa am ajuns să mă implic în 100. După vreun an, sau cam așa, eram directorul departamentului de învățământ, cultură, sport, turism, așa se numea, avea o denumire stil clasic. Și vine un tip, Dacian Vâlcu, vine cu încă cu romul să facă, ei ori mai făcut PM6, o chestie din asta în subsolul universității, cu muzică rock, zic ei, și na, pune muzică, mai punem un video, pe vremea era la modă să mai punem, nu era concerte live sau din astea, le puneam pe VHS. Și băgă muzică și nu știu ce. Da, eu responsabil acolo cu departamentul respectiv, ascultam eu muzică rock, dar na, așa, eram fan Guns N' Roses. Cercam să arăt ca Axl Rose și din astea, da. Și zice, ce facem asta? Nu bine, hai. Bun, mă, după aia deja mi s-a părut mie ciudat. Că lumea care venea, nu știu, arăta altfel, erau îmbrăcați, mă, negru, gotici, și hip-hopperi, era trupa lui Mahu, mă, nu știu, era ceva altă lume. Și după aia
funcționam deja, începeam să facem revelioane. Eu am făcut vreo 12 revelioane la Herculane. Pentru că aceiași oameni care ascultam cam același fel de muzică, care ne îmbrăcam la fel sau din astea, mergeam la Herculane. Și acolo era toată lumea, veneau. Eram în hotel la UGSR, am tras într-un an un chef acolo, chiar înainte de revelion. Eram 200. 200 într-o sală, din aia nu mai încăpea nimeni. Făceam legea, puneam muzica, puneam tot. Și apoi, după PM6, ăsta unde erau și concerte și ajunsesem să facem și concerte, am început să facem lumini din astea și stroboscop, să ajung. Acum văd că lumea nu mai prea folosește stroboscop, deși eram fascinat și mergea atunci pe ăștia, cum erau, pe Prodigy. Băgai pe Prodigy un stroboscop din ăla, acolo era în videoclip. Am făcut și niște Daci Pac să facem niște reflectoare din alea. Am convins cumva aia de la universitate, de la atelier, am luat noi tablă, pe aia le-o sudat, am cumpărat sticle de nu știu unde, de la oglinda, din astea. I-am dat drumul, după aia mă, la Daci zice, îi vine o idee, zice, bă, hai să facem și un festival. Na bine, zic, hai să facem. Și atunci așa a apărut festivalul Underground Timișoara Festival. Era altceva în primul rând, ca să zicem, hai să zicem, altceva și alternativ. Bun, eu m-am ocupat foarte mult, m-am ocupat de partea organizatorică. Eu, cum eram omul nosut, băgat, cu funcție, cu nu știu ce, eu făceam, adică eram și cu Benfels și toate astea le făceam, dar, ăsta underground-ul devenise așa un fel de fratele mai mic care îmi plăcea mai mult. Pentru că simțeam nevoia aia să-i ajut pe cei care nu au aceleași șanse ca ceilalți. Cam asta era întreaga filozofie și eu așa am și priceput foarte mult în underground. Avem instituții, avem teatre, avem de toate, dar apăruse diverse genuri, de la artă, la muzică, la ăsta, care nu se puteau manifesta și pe vremea aia și cum erau bani și nu știu ce, structurile alea acaparau totul. Plus că era emulația de după Revoluție, ne schimbam, venea influență din Occident, enormă, eram setoși, eram doritori să schimbăm, să facem ceva. Punk-ul este activism în primul rând, nu este că te doare în pix. Punk cu adevărat înseamnă să fii activist, să faci ceva, să nu taci la ceea ce se întâmplă, să spui lucrurilor pe nume. Efectiv, era o mișcare, erau foarte mulți oameni. O piesă în premieră pentru festivalul Underground, o piesă integraționistă, România intră în Europa, biopia în Europa! Toate astea sunt o fațadă!
Marea intră Europa. La Marea intră Europa. La Marea intră Europa. Deși punk-ul, de exemplu, în general e o pătură socială destul de săracă, care, ca la început, cel puțin așa a fost punk-ul, dar în Timișoara, punk și alt gen de muzică era totuși cumva ascultat de o anumită elită. Și păi când făceam, când la underground, dacă aveam nevoie de sală, de lobby, la diverse instituții, de bani, de nu știu ce. Păi dar eu aveam listă cu oameni pe care îi cunoșteam și întrebam cine-i taică tu. Așa lucram, așa obțineam chestii și făceam lobby și mai cu presiuni, cu din ăsta, suntem tineri, vrem să facem asta, vrem să facem, na. Ca și cum a fost în primii ani de după Revoluție. Lumea voia să se facă lucruri și atunci cu forța, cu scandal, cu lobby, cu tot felul de chestii am reușit să demarăm. Nu a fost ușor, pentru că nu erau obișnuiți. Unde făceam la sala Lira, unde am făcut primele ediții de festival, ținea de primăria Timișorii, direcția de cultură, acolo se făceau, era discotecă și toată direcția era ocupată cu un ansamblu folcloric. Toate resursele, toate chestiile. Acum, directorul de atunci, au vrut să fie un pic mai open, să se arate deschis și a acceptat. A doua ediție nu mai vrut-o. Dar ne-am dus peste capul lui la primar, la Ciuhandu. Veneam cu 100 în spate, noi am sprijinit și Convenția Democrată și din astea, deci era un pic altceva. Pentru aceasta suntem împreună. Îl sprijin și îl sprijinim pe domnul Emil Constantinescu. Împreună... Oricum proteste și chestii de genul ăsta erau prin evenimentul în sine, prin ceea ce făceam, ceea ce cântau trupele, ce exprimau, ce, cum se înfățișau fiecare prin haine. Acum, ok, mergi pe stradă, vezi că unul cu dreptul, unul cu creastă, nici nu-l bagi în seamă. Pe vremea aia au luat amendă, mai ales aia din Craiova, când au venit, toți erau echipați din cap până în picioare, cu negru, cu lanțuri, cu ținte, cu... era o notă, o imagine aparte. Și au luat, luau amendă că din ținuta indecentă au deranjat trecătorii. Au apărut articole în ziar. După primul festival a fost o chestie din aia, că o speluncă de alcool și droguri. Adi Crăciun de la trupele Vulv și Livia Sura vorbește și el despre începuturile Underground Fest, care i-a încurajat pe tineri ca el să nu mai fie simpli ascultători, ci să-și facă trupe și să urce pe scenă. Mă rog, pe vremea nici măcar nu aveam conceptul de, știi, de concerte, trupe și așa ceva. Cumva nu... nu era ceva de care eram conștient, să zic. Din liceu știam oameni care ascultau punk și care ascultau, mă rog, tot felul de muzică de asta. În anii 90 era MTV-ul, care era cu totul altfel, știi? Deci eram conștient de rock alternativ și, eu știu, whatever, metal și așa. Nu știu, revelația a fost că actually poți să faci tu chestii să se întâmple, știi? Că cumva atunci când am venit și am participat la câteva seri de astea de PM6, în contextul ăsta Dacian avea ideea asta, că bă, hai să facem un festival, știi? Și cumva... prin intermediul 100 au cumpărat ceva scule de astea de amplificare, știi, și ideea era cu, hai să facem un festival. Chestia asta a fost așa neașteptată, sau o schimbare de paradigmă, știi.
autarcie. Nouă caută locuri triste, stau aiurea obosit și simt cum ura-mi este soare amorțit. Proiect cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timișoara și a Consiliului Local Timișoara. Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.